Suceveanul Daniel Stanciuc a avut o evoluție bună peste media echipei la debutul într-un meci oficial la Naționala de Handbal Masculin a României. Jucătorul în vârstă de 19 ani a fost trimis pe teren de Ciavi Pascual în startul reprizei secunde a meciului dintre Insulele Feroe și România, când scorul era 15-9. Stanciuc a revigorat atacul tricolorilor reprezentativ a țării noastre, reușind să reducă din handicap și chiar să egaleze în minutul 42 la 19-19. De altfel, evoluția bună a handbalistului sucevean l-a convins pe selecționerul României să-l mențină în centrul ofensivei pe întreg parcursul reprizei secunde. Jucătorul legitimat la CSU Suceava a înscris un gol, a obținut două aruncări de la 7 metri și a oferit mai multe pase decisive. Din păcate, România a pierdut întâlnirea la o diferență de 2 goluri, scor 28 la 26. Meciul dintre Insulele Feroe și România a contat pentru preliminariile campionatului european din 2024. Cele două echipe se vor întâlni din nou sâmbătă de la ora 17 la București. Meciul va fi transmis de postul de televiziune Pro Arena. Un alt component al echipei CSU Suceava, Iraclic Bilașili, participă în aceste zile cu Naționala Georgiei în preliminariile pentru campionatul european de handbal masculin din 2024. Gruzinii au învins miercuri la Tbilisi reprezentativa Lituaniei cu scorul de 32-18. Coordonatorul echipei CSU Suceava a înscris 4 goluri din 5 aruncări.